Salutare și bine ați venit la un gameplay pe acest canal cu Subnautica. Please take a moment to familiarize yourself with it. Da, am lăsat-o pe Siri să termine de vorbit. Acesta este Subnautica și cum dau asta jos? Da. Assessment. Time T plus 3 hours since planet fall. Life pod hull secure. Communications offline. Ok, suntem prăbușiți pe o planetă extraterestră care este înconjurată de apă și hai să vă arăt. Asta este nava cu care am ajuns aici pe planetă. Asta este nava cu care am ajuns pe planetă. Și niște extraterestri ne-au doborât nava și ca să scăpăm ne-am lansat cu această capsulă. Și da, am ajuns în mijlocul oceanului. Hai să mergem întâi înăuntru să vă arăt ce este pe aici. Bun. Asta este capsula noastră de supraviețuire. Va trebui să reparăm toate chestiile astea. Așa, ăsta se numește un fabricator. Aici ne putem face resurse, ne putem craft. Siri mă întrerupe în continuu. Bun, Siri, mersi că mă lăsi să vorbesc și eu. Deci, ăsta este aparatul nostru de craftat diverse chestii, cum ar fi materiale de bază, iar și aici putem crafta, uite, titanium, lingouri din titan și toate chestiile astea, baterii și ce mai avem noi nevoie. De asemenea, putem să ne facem apă, să facem mâncare, tot aici. Echipament, unelte și alte chestii foarte, foarte bune. Bun, aici avem un releu de comunicare care este stricat, va trebui să reparăm cu timpul. Și aici avem un dulap de depozitare. Hai să pun astea acolo și avem apă, batoane, nutriente, ceva mâncare, adică, hai să mai luăm și asta. Bun, asta este tableta noastră, PDA-ul nostru. Aici avem blueprints, ne arată rețetele să craftăm diverse chestii și încă câteva chestii aici. Bun, hai să trecem la joc, să mergem în apă. Să vedem ce ne așteaptă și prin apă. Ok, ăla este un stalker. Un soi de rechin. Care vrea să ne mănânce fundurile. Fundul. Vrea să ne mănânce fundul. Și hai să prindem niște pește. Ăsta este bun. Ăsta este bun. Din ăsta putem face apă. Ei. Ok, Siri, mersi. Să nu ne necăm, să ieșim repede la supravață și să mergem să mai găsim, hai să mai prindem un pește. Piper. Piper, ce fuge de mine. Nu l-am prins, nu l-am prins.
Și bate joc de mine. Ok, dă-l încolo. Ah, te-am prins. Astea trebuie să le spargem și te-am primit cupru. Am găsit cupru în el și ăsta este titan. Ok, hai să mai trag niște oxigen. Și să mergem să culegem niște de asta. Resturi de metal, astea sunt niște ciuperci din care vom putea face baterii. Ok, hai să mergem sus și să vedem ce putem, de ce avem nevoie. Okay. Hai să vă arăt cum facem. Așa facem noi apa din bladderfish. Mâncare, gătim piperul. Și parcă mai am unul, da, mai am unul. Ok, unelte. Avem nevoie de silicon rubber. Pentru silicon rubber, hai să vedem de ce anume avem nevoie. Silicon rubber. Ăsta e. De Creepvine Seed Clusters. Ok. Creepvine Seed Cluster. O să mergem să culegem niște de alea. Hai să mâncăm întâi. Asta și cu asta. Ne-a crescut acolo viața, apă, nu avem nevoie acum. Ah, putem face și niște titan. Perfect. Bun. Hai să mergem acum să încercăm să luăm niște seed clusters. Creepvine seeds. Adică astea de aici. Dar nu știu dacă ne va lăsa ăla. Până atunci hai să culeg asta. Quartz. Este bun pentru sticlă. Să iau rapid. 2, aveam nevoie de 3 parcă, nu? Ok, perfect. Hai să vedem ce... Silicon rubber. Cam târziu, Siri. Și avem un survival knife. Perfect. Hai să depozităm astea și pe ăsta. Nu trebuie să-ți cer scuze. Astea sunt 25, 2 din 25. Self-charging power cell. Oh, super. Să vedem să mai culegem ceva resurse, doar că s-a făcut noaptea. The sun is setting. Am observat. Ok, hai să vedem ce găsim noi pe aici. Aparent nimic. Ok. Ar trebui să ne facem un scanner cu care să scanăm diverse obiecte. Și cu ajutorul acelui scanner, după ce scanăm diferite chestii. Wow. Au. Da. Bine că am scăpat de el. Să urcăm repede sus. Și chestia asta ne dă truse de prim ajutor. Ok, hai să vedem cum putem să facem noi un scanner. Asta este Habitat Builder, nu avem nevoie. Repair tool, o să avem nevoie. Scanner, baterii, hai să facem baterii, că am... Cred că am ce-mi trebuie pentru baterii. Nevoie de două de astea.
Ok. Și hai să facem o baterie. Unelte scanner. Perfect. The handheld spectroscope scanner can be used to synthesize blueprints from salvaged technology and to record alien biological data. Ok, o să mai am nevoie de graves. De un balon de ăsta. Baterii, copper wire și titanium. O să fac eu mai încolo. Advanced materials, basic materials. Putem să facem sticle. Ok, ce vreau să văd eu la unelte. Fac o scanner. Echipament. Avem nevoie de tank de oxigen. Pentru asta avem nevoie de sticle. Putem face sticla. Perfect. Tank de oxigen. Super. Acum putem sta un pic mai mult sub apă. Hai să beau una de asta de apă. Ok. Și de acum hai să ne plimbăm pe aici, să vedem ce găsim. Mai avem ceva cuarț. Și uite o peșteră. Wow, deci ăștia trebuie să avem mare grijă. Că ne explodează în față. De asta nu avem nevoie. Lead. Am uitat ce e lead-ul. Ia uite-l. Trebuie să fugim de aici. Are, uite chestia asta. Wow. With a probability of 85.5%. Advise observing of one planet. Să ne tratăm un pic. Ok, și aici putem scana diferite chestii. Ia. Asta bioreactor. Bioreactor. Fragment. Fragment de nuclear waste deposit. Disposal. Perfect. Mai avem ceva pe aici? Ce asta? Aia nu putem scana. Pe aici. Din păcate aia nu o pot muta. Ce s-a întâmplat? Că a apărut ceva. Seaglide. Asta e bun. Perfect. Hai să trag repede niște oxigen și să cobor înapoi. Super, se face și ziua și o să vedem mai mult mai bine. Mai văzut acolo ceva. Asta. Sample analyzer. Hai să-l luăm. Nu cred că îl putem folosi ăla, dar nici ăsta. Trash can, hai să scanăm și pe asta. Mobile vehicle bay, asta este foarte bun. Cu ajutorul la mobile vehicle bay vom putea construi submarine și toate bunătățile. Fă niște sare acolo. De-aia o să avem nevoie. Ia. Hai să mergem să culegem sarea. Mamă, dar e adânc aici. Aur. Perfect. Cupru și mai multă sare. Cu sarea putem să mai facem și fain canionul ăsta. Hai să iau și asta. Cu sarea mai putem să facem și apă tratată, parcă se numește.
30 seconds. Și apa tratată ne dă mai multe puncte de apă decât apa normală. Hai să mergem acum. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T minus. Oh, începe numărătoarea asta, nu-i de bine. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wow, a explodat asta. Hai să intrăm la altru că nu-mi place cum se aude vântul ăla. Să depozităm aici niște chestii, cum ar fi fluid analyzer și sample analyzer. Ce mai avem? Aur, nu avem nevoie acum. De asta cred că e oțelul. N-am nevoie acum. Silver, nici de asta. Și quartz. Ia hai să vedem unde era, mă? Bleach. Trebuie să facem bleach. Avem nevoie de common coral sample. Perfect. Salt deposit, magnesium. De magnesium aveam nevoie la ceva. La o uneltă. Hai să vedem la care. Ripertul, magnesium și crash fish sulfuric powder. Cred că nu am de aia. A, nu. Nu, de aia nu am. Atunci, hai să căutăm. Pești de aia, torpilă. Ce se lansează și explodează. Bun, pe aici parcă. Da, uite aici unul. A trebuit să vii tu să... Yay, am găsit, perfect. Hai să ne tratăm rapid. Nu prea avem oxigen. Hai să ies afară. Oh, radiații. Am ajuns în zona cu radiații, asta nu-i bine. Ok, asta înseamnă că pot să-mi fac, fac magnesium și acum ar trebui să-mi pot construi, da, unealtă de reparat. Super. Pe 3, așa. Ia, hai să reparăm. Să ne reparăm nouă capsula. O lumină. Se făcu lumină. Să reparăm și ăsta. Poate putem comunica cu cineva. Da? Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. Estimated arrival time 9 hours. Ok, deci aparent cineva o să vină să ne salveze în 9 ore. Bine că am făcut unealta aia de reparat. Hai să văd ce am. Mâncarea, cu mâncare stau bine. Bun.
Ar trebui să mai căutăm chestii, să scanăm. Nu în direcția aia, nici în direcția aia, că acolo e rechinul ăla rău. Hai să vedem pe aici, pe jos. Asta ce-i? Ah. Resturi de metal. Wow, 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 wow. Bum, bum? Asta e bun. 30 seconds. Asta e bun și de acum trebuie să ieșim repede că am mai văzut acolo ceva. Că rămânem fără oxigen și ne necăm. Ok, hai să fac repede, să-mi fac niște apă. Cred că numai de două avem nevoie de aia. Am rezolvat ceva astăzi. În episodul ăsta. Ia să vedem, resurse, bleach, perfect. Am făcut cuțit, am făcut scanner, am reparat capsula. Of, stai că trebuie să fac și apa. Apa dezinfectată. Foarte bine. Da, a rezolvat destule chestii. Așa că... Timpul destinat acestui episod dacă am trecut și pe mine mă calmă cu somn, așa că e cazul să mă pun jos și să trag un pui de somn. Noi ne vedem în episodul următor unde sper să reușim să facem ceva, să ne deplasăm mai repede. Pa, pa!